Salut și pe v-am găsit la un nou episod din Mombazu, joculețul ăla care seamănă foarte mult cu My Summer Car. Ei bine, de data asta am ceva foarte special pentru voi, pentru că ați tot văzut mașini noi în jocul ăsta. De fiecare dată încercăm să găsim mașini noi pe care să le tunăm, dar de data asta am găsit o barcă. Da, ați auzit bine, o barcă pe care probabil o vom tuna la fel. Habar n-am ce urmează să se întâmple, dar bineînțeles nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade cu acest joc. Am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele anterioare și chiar a fost până acum o serie foarte, foarte apreciată de către voi. Hai să închidem calculatorul pentru că nu mai este nevoie de el momentan și haide să oprim și generatorul pentru că o să ni se consume de aici curentul și nu vrem acest lucru sub nicio formă. Pentru a putea face rost de vapor, barcă sau cum vreți voi să-i spuneți, o să avem nevoie de combustibil. Pentru că în momentul în care trebuie să o cumperi, ai impresia că ți-o dă fără combustibil. Și cică, există o insulă secretă pe care s-ar putea să găsim ceva nou-nouț. Habar n-am, uite, dacă ne uităm aici, nu știu dacă observați, dar în mijlocul oceanului, acolo, în mijlocul insulelor, practic, e ceva, o pată. Acolo cică ar fi ceva insulă secretă. Acum, nu știu ce să zic, rămâne de văzut, dar haideți să strângem la episodul de astăzi, fiți atenți, o să vă dau așa un fel de target de like-uri. Hai să strângem peste 6.000 de like-uri la acest episod și dacă reușim, vă promit eu că o să mai apară episoade din Mombazu mai rapid decât de obicei. Ia să vedem noi, asta le punem aici. Asta ar trebui să le vindem în principiu pentru că sunt ruginite și mai ce să faci cu ele. Dar nu știu unde momentan și avem o grămadă de piese pe care nu prea le mai folosesc și na. Ia, stai să deschid puțin capota să mă asigur eu că totul funcționează cum trebuie și vreau să văd sunetul ăsta. Ia să vedem cum se aude. Cred că, deci el era pe 10, dar ia stai să văd. Uite, și ăsta e mișto pe 4. Ok. Nu, cred că 10 e cel mai mișto dintre toate pentru turbo, dar hai să vedem cu ce mașină mergem. Să mergem cu BMW-ul? Să mergem cu asta, că n-am mai mers de mult cu asta. Bă, chiar, ar trebui să o facem, să o tunăm. Ce părere aveți? Ne băgăm să o tunăm și pe asta? Că uitați-vă cum arată caroseria pe aia, adică și e ruginită toată. Ar merge un tuning așa frumos. Ar cam merge, zic. Hai să mergem cu BMW-ul totuși, pentru că foarte mulți dintre voi apreciați, bineînțeles, BMW-ul mai mult. Și hai să vedem dacă pot să-l controlez din tastatură, că până acum m-am tot jucat de pe controller. Și de pe controller e un pic mai ușor, pentru că poți să controlezi accelerația. Hai să văd dacă mai avem benzină la ăsta. Mai avem benzină, nici mai știu. E ok, bănuiesc. Oricum mergem în oraș și dacă mergem punem benzină. Deci ar trebui să fie totul în regulă. Opa. Apropo, nu v-am zis, dar știți că data trecută am montat ăsta, dar nu mai am șuruburi. Deci trebuie să luăm șuruburi ca să putem să punem și noi ăsta aici frumos, pentru că îmi dispare dacă nu. Și șuruburi am impresia că o să găsim tot la benzinărie. Dacă e să nu găsim la benzinărie, eventual o să mergem în altă parte, nu știu. Știu că mai vine băiatul ăla cu chestii pe care să le poți achiziționa. Cred că e un etrier pe jos, nu știu ce este acolo, dar nu este nicio problemă. Ia uite-l cum se duce. Nu fă de astea. Nu, direct în șanț. Nu direct în șanț, te rog. Ieși din șanț. Deci șanțul ăsta o să mă bântuie. Credeți-mă, am rămas în șanțul ăsta cu mașina, cred că jumătate de oră. Când mă jucam off-camera. Jumate de oră, frate. Deci nici măcar nu glumesc. E exagerat. Da, deci vaporul se află, ia stai să vedem, că vă zic exact unde se află el. Dacă ne uităm noi pe hartă, orașul este aici. Da, deci unde îți arată cu în circuit acolo, acolo cred că e. Dar trebuie să mergem să vedem. Până una alta, până când găsim vaporul și putem să-l cumpărăm, o să mergem, bineînțeles, la benzinărie să punem benzină, pentru că și vaporul funcționează tot la fel ca și mașina. Și atunci, fără benzină, nu o să putem să facem absolut nimic. Da, deci vedeți că mi-e un piculeț mai greu să controlez mașina cu turbo de pe tastatură. E mult mai optim să o controlez de pe controller. Dar până la urmă ne descurcăm noi. Și uite, boltul ăsta de aici mi se pare foarte urât, așa ruginit. Dacă l-aș găsi pe băiatul ăla care vinde chestii, să mai am niște șuruburi. Calea ale mele nu știu unde sunt. Dacă ai... uite-mă că e aici. Mamă, perfect, la fix.
A, pentru că e vineri și de asta e aici băiatul. Opa. Frână. Tragem frână de mână, oprim motorul. Să nu cumva să rămânem fără benzină pe aici, că o încurcăm. Și hai să vedem. Uite, mă, ce frumoase sunt astea. Gata. Perfect. Dar le-aș pune în portbagaj. Credeți că o să-mi zboare din portbagaj? Sper că nu. Unul pun în portbagaj, unul pun în mașină. Să sperăm că niciunul dintre ele nu o să zboare. Dar hai să vedem ce mai are băiatul ăsta pe aici. Da, astea în mare parte am pus multe din ele, dar nu am stat foarte mult să-mi bat capul cu etrierii și astea, pentru că trebuie să scoți roțile. Na, e un pic mai complicat. Ok, frâna de mână și dăm! Mamă, cum se duce! Deci mașina asta vrea să facă cerculețe. Înțelegeți? E mașină de cerculețe. Acum nu știu dacă vă plac aceste cerculețe. Ia uite cum face! Da, deci dacă nu o controlez cum trebuie din accelerație, va face urât rău de tot. Bă, și stai așa, înainte să mergem mai departe, hai să vedem, pentru că noi nu prea am fost pe aici foarte mult. Dai, oprește motorul să mai salvăm niște benzină. Vreau să văd dacă mi-a venit vreo ceva aici la... Ia, curier. Postbox, deci nu cred că am nimic la curier. Însă aici, nici aici n-am nimic. Ia spuneți-mi voi în comentarii dacă vreți... În episodul următor să ne băgăm curent electric, să ne racordăm la curent. O să fie probabil un piculeț mai complicat, dar o să încerc dacă o să văd interes din partea voastră și o să vreți chestia asta. Și după asta nu o să mai trebuiască să luăm benzină ca să ne băgăm curent în casă, ceea ce o să fie super, super ok. Problema după asta o să fie că o să trebuiască să plătim factura de curent la fiecare sfârșit de lună. Dar asta e până la urmă. Ia. Ok, ușurel. Opa. Hai că am parcat-o și eu, dacă e. Totuși îmi place. E destul de realistică toată treaba cu jocul ăsta. Asta mi se pare cea mai tare chestie, știi? Sunt și alte jocuri cu mașini, cu siguranță, dar asta mi se pare realistic. Faptul că, bă, ai toate chestiile astea pe care tu trebuie să le manageriezi. Ia să vedem. Uite aici, așa, bam. Perfect. Hai să deșurubăm. Și vreau să pun și aici... Hai să luăm benzină de aia de calitate. Asta ar trebui să fie. Trebuie să fie de super mega calitate. S-a cam scumpit benzina, ce-i drept. Dar asta e. Încercăm și facem tot posibilul. Bă, și cred că o să-mi iau și ceva de mâncare de aici. Pentru că... S-ar putea să avem probleme, dacă nu. Pentru că uitați-vă și voi. Avem puțin acolo bara aia de sus, din dreapta. Și de asemenea maple syrup. Trebuie să avem mare, mare grijă cu ele. Și să le menținem. Pentru că altfel o să încurcăm. Bă, dar ăsta de ce nu pot să-l pun și eu în picioare? Întreb așa. Da, în jocul ăsta cred că pot să umpli oricum ar fi. Da, îl umplu invers. Uitați-vă puțin în ce poziție ciudată se umple sticla. Dar, dacă funcționează, de ce nu? În the long drive, dacă făceai chestia asta, ați picat totul pe jos. Tot lichidul se pica pe jos. Dar aici, na, e altceva. Și oarecum apreciez mai mult faptul că nu îmi pică pe jos, deși e mai puțin realistic, dar gândiți-vă puțin, dacă ți-ar pica tot ăsta pe jos, ar fi frustrant, știi? Și atunci cred că încerca să-l facă un piculeț mai friendly din punctul ăsta de vedere, pentru a nu te enerva atât de rapid. Bun, o să bem niște de ăsta ca să ne dăm niște energie. Și de aici șuruburi normale, cred că aș putea să cumpăr sau nu. Chiar n-are șuruburi deloc, mă, ăsta? Mă așteptam să aibă șuruburi, surprinzător n-are. Dar kiturile de rugină, astea ne-ar prinde bine. Așa că o să le băgăm aici în spate. Și după asta o să mergem fain frumos să luăm vaporul, frate. Pentru că toată lumea este foarte curioasă cu vaporul ăsta, cu barca. Să vadă ce faci, domnule, cu barca asta, unde te duci. Hai să luăm și niște băutură de asta. Sirop de arțar, nu? Sau ceva de genul ăsta, parcă ar trebui să fie. Luăm câteva bucăți. După care, mergem să luăm ceva de mâncare. Și le avem acolo la noi, știi, în caz de ceva. Nu poți să știi niciodată. Bun, mâncare știu de unde iau. Avem și plinul făcut. Gata, ar trebui să fie totul cum trebuie. Mă, să nu-mi sară asta din mașină, că e cam full mașina așa, nu știu ce să zic. Dacă ne uităm noi puțin pe aici și așa. Uite aici e mâncarea. Ok. Oprire de asta ca în filme.
Deci, asta e bug, cred, pentru că eu trag frâna de mână, dar pe când vreau să o trag iarăși, e trasă deja, adică e ciudat. Asta, de fapt, îl mănânc deja. Ok. Iar pe asta la altele băgăm aici. Bă, nu strică să le ai acolo, plus că nici nu cred că mai avem acasă. Ar trebui să ne apucăm să gătim singuri, pentru că astea le poți face acasă, dar ai nevoie să-ți cultivi cartofi și cred că trebuie să-ți iei și cașcaval și poți să le faci acasă. Deci s-ar putea să încercăm în episodul următor să ne facem bucătari. Cine știe. Dar asta rămâne și la alegerea voastră. O, acum am văzut ce am făcut, am făcut o greșeală. Rectificăm problema. Mai uit uneori chestiile astea și văd că acolo îmi lăsați în comentarii: Max, ai uitat ăla de la benzină deschis. Da, se mai întâmplă. Bun, și ca, acum ca să poți să ajungi, deci, din ce știu eu, vaporul este undeva aproape de zona asta centrală. Și cum merge încoace? Hai să vedem dacă am avut dreptate. Deci merge așa frumos, după supermarketul ăsta care practic este închis. Dacă te duci... Bă, de ce e acolo? Era ceva pe mijlocul drumului, stai o secundă. Ok, nu pleacă mașina, n-am tras frână de mână. E un spray? Ok, un spray albastru, de ce nu? Încă funcționează. Deci îl băgăm aici. Asta trece în spate. Așa, și vedeți că e drum ușor ăsta, e un drum făcut. Nu e betonat sau ceva, dar este o cărare făcută, cum ar veni. Ei, și dacă mergi pe drumul ăsta, merge aici frumos. Aici, în mod normal, ideea ar fi să-ți parchezi mașina aici. Pentru că dacă te duci acolo jos, s-ar putea să nu mai pleci. Cel puțin cu suspensiile astea pe care le-am pus eu pe BMW, s-ar putea să mai plecăm deloc dacă coborâm acolo. Așa că o să o parcăm aici. S-a dus mâncarea asta peste tot, glumești cu mine. Bun. Luăm benzina cu noi. Ieși afară. Și vreau și benzina asta la altă. Ieși și tu afară. Și faza e că asta costă bani. Deci vaporul ăsta practic costă bani. Hai să vedem cât e. O să ne intereseze chestia asta pentru că să vedem cu cât rămânem după asta. Costă 14.500 de dolari dacă vreți să cumpărăm vaporașul ăsta. A, ce părere aveți? Vi se pare tare? Mie mi se pare chiar și mecheruț. Chiar și mecheruț mi se pare. Așa că nu mai pot să mă urc înapoi. Când ești pe apă cu caracterul în mambazu, gata, am cumpărat, nu poți să mergi foarte repede. Adică gen caracterul tău nu înnoată. Merge așa, uitați-vă cam ce viteză are caracterul meu în apă. Nu știu exact care e faza, dar da. Și acum hai să vedem dacă avem, dacă am avut dreptate și n-avem combustibil în ea. Dar tehnic vorbind ar trebui să n-ai. Fuel cap, cred că n-are deloc. Are! Ok, sunt surprins. De obicei în Mombazu nu prea ai combustibil, dar aparent asta mi-a venit cu niște combustibil deja. Dar văd că nu foarte mult, pentru că deja, ia cât am consumat. Am consumat toată asta, glumești? Ori fi fost bug vizual, dar am consumat toată asta, toată canistra. Deci nu știu ce să zic despre chestia asta. Cât e ceasul acum? E 1.23. Ok, trebuie să avem grijă, pentru că n-aș vrea să nopteze. Și trebuie să ținem minte unde am lăsat mașina. Ce mi s-a întâmplat la mașină? Bă! Mă gândeam că mi-am lăsat cheile înăuntru și zic, bă, nu mi se mai deschide mașina. Asta cred că e cea mai nasoală chestie. Bine, cu mașină modernă în ziua de azi, nu se mai poate întâmpla chestia asta atât de repede cum se întâmpla pe vremuri, de exemplu, cum puteai să-ți ui cheile mașină. Acum, majoritatea mașinilor moderne ai cheie de aia de pe telefon sau toate nebuniile, știi? Dar pe vremuri, da, puteai să-ți ui cheile mașină și să... Na, asta ar fi fost destul de aiurea. Ia să vedem noi. Bă, dacă o să mănânce tot combustibilul, nu știu, mai duce să mai iau un set de combustibil, dar... Cred că îl mănâncă pe tot, frate, și nu-mi dau seama dacă este suficient sau nu. Da, l-am mâncat pe tot, frate, cât mai mănâncă? A, ba nu, mai este 50%. Bă, am să-i... Nici nu știu dacă să iau asta cu mine. Mie că o să se răstoarne, știi ce? O lăsăm aici în mașină și, na, dacă e să mai fie nevoie... O să rămânem cu barca, random. A, uite mă insula. Uite, eu văd de aici. Insula pe care aș vrea eu să mergem. Să vedem ce e acolo. Și mai avem 50% benzină acolo. Mașina este parcată. Tu treci înăuntru aici. Și vreau să văd puțin dacă am frâna de mână trasă. Ok.
Am vrut să mă asigur pentru că, nu, dar tata suntem cam așa pe margine, uitați-vă și voi cum e mașina și nu aș vrea să răstoarne pe ceasul că în apă. Poți să-ți recuperezi mașina dacă tu cumva ți-o pierzi în apă, deci nu e o problemă atât de mare. Dar, da, după cum puteți observa, este interzis să ajungi în apă cu mașina. Și acum, credeți-mă, e prima dată când mă urc în vapor. Bănuiesc că asta e un fel de frână de mână, nu? Gen, adică, ancora, da. Aha, așa pui ancora, așa o ridici ancora. Te pui aici. Hai să-mi șurubăm ăsta la loc. Și acum, cum dăm drumul? Are cheie? Oh! Oh! Ce vorbești? Bă, dar asta nu pot să dau third person, adică nu pot să schimb camera. Bă, dau, ce mișto merge! Dar unde vezi combustibilul, frate, la asta? N-am de la de combustibil, nu se vede combustibilul. Mamă, cum se dă! Ce casă e aia acolo? Ok, nu știu, sunt niște case ciudate pe aici. A, uite, aia e căsuța noastră pe care ne-am cumpărat-o și avem port acolo, cât de tare! Asta e mișto, frate, că ai port. Și nu știu dacă mai țineți minte sau dacă ați văzut episodul, aia e căsuța pe care noi am achiziționat-o. Ce-i pe insula asta? Și asta nu e singura insulă pe care o avem. Mai sunt câteva disponibile, tot așa. Dar acum că am ajuns aici în zonă, sunt curios să o văd pe asta. Ok, oprim. Punem ancora, pentru că așa trebuie. Gata, am pus ancora. Oprim motorul. Și gata. Părcuța noastră, ia uite-o. Și cu ancora pusă. Bă, zici că mă joc Stranded Deep acum. Nici nu știu ce mă joc. Mă joc Mombazu sau mă joc Stranded Deep? Da, habar n-am. Oricum, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați butonașul chiar în acest moment să strângem acolo multe, multe like-uri pentru Mombazu și cu siguranță vom face și mai multe episoade pentru voi aici special. Și de asemenea, cred că o să mergem și la, și la căsuța aia să vedem care e șmecheria. Bă, asta e o insulă, dar nu e locuită. Mă gândesc aici, dacă am putea să ne facem o casă, ia imaginați-vă, ar fi destul de tare, sincer să fiu. Care ar fi destul de tare să poți să-ți faci o casă și ești așa, știi, propria ta insulă privată. Adică nu te deranjează nimeni, n-ai nicio treabă. Dar cred că, dacă nu mă înșel, avem port acasă. Adică o să pot să-mi duc barca acasă și să o avem acolo. Am cumpărat-o, am dat banii pe ea, adică e a noastră. Și... ar trebui să putem să facem ce vrem noi cu bărcuța asta. Dar cred că avem tot așa, uite, cum e portul ăsta de aici, cred că tot așa avem un port și acasă, știi? Și putem să ne ducem acolo. Uite, de asemenea, vedeți că acolo sus pe asta poți să te duci? Să te urci pe eoliană? E ceva acolo sus. Dacă vreți să mergem, scrieți-mi în comentarii, ok? Vreau să văd părerea voastră, că nu știu unde vreți voi să mergem aici pe Mombazu. Dar eu merg și vizitez. Ok, dăm ancora, frână, mai că am parcat cât de cât aș spune, destul de decent. Dar uite, știi, adică eu ca să ajung aici, gândiți-vă că ar fi trebuit să mă urc pe munte, că zona asta e lângă scrapyard. Și ca să ajung aici, eu trebuia să mă urc pe munte. Uitați-vă puțin cu vaporașul nostru, cât de rapid putem să ajungem dintr-o parte în alta. Foarte, foarte tare chestia asta. Aici nu prea e mare chestie, acolo nu este încă dezvoltat de către developer, adică n-ai ce să faci acolo. Iar aici văd că poți să arzi ziare, să le dai foc. Însă nu știu exact cu ce te ajută sau, na, pănuiesc că te încălzești, dar nu văd pe undeva pe unde poți să-i dai drumul la foc. Avem horn? Da, avem horn, uite-l. Dar nu știu exact cum poți să dai drumul la foc și chestii de genul ăsta. Dar asta este tot a noastră și când o să se dezvolte zona asta, o să putem veni aici să ne facem o fermă, din ce am înțeles. Dar acum încă este jocul în Early Access și încă mai sunt zone pe care, vă dați și voi seama, nu le avem încă disponibile în joc. Așa că hai să ne urcăm înapoi în vaporaș, tragem ancora, îi dăm aici cheie și îi dăm bătoaie. Bă, dar mi se pare că se mișcă foarte rapid. Sincer, pentru... cât de mic e vaporașul ăsta? Foarte, foarte rapid. Acum, problema e că nu știu dacă noi... dar cred că pot să trec pe acolo. Cred că acolo e podul, dacă nu mă înșel. Și cred că noi putem să trecem pe acolo. Problema e că nu știu cât combustibil mai am. Deci s-ar putea ca la un moment dat să rămânem cu barca random pe aici. Pentru că nu știu... uite BMW-ul ce frumos stă acolo. Ați vrea să schimbăm culoarea BMW-ului? Nu știu, parcă m-am plictisit de aceeași culoare. Aș vrea o altă culoare, știi? Să ne punem ca și cum am pune colant, dar noi o vopsim de fiecare dată. Cu colantul cred că ar fi un pic mai ușor, dar nu știu dacă l-ar implementa în joc.
Cred că ar fi un pic mai ușor pentru că, na, să stai să vopsești de fiecare dată, e mai complicat, cred. Bun, trecem pe sub acest pod minunat. Ok. Și hai să vedem. Cred că pe acolo e casa noastră, dacă nu mă înșel. Cred că pe acolo e casa noastră. Sunt curios dacă ajungem la noi acasă pe aici. Cum ar fi să ajungi cu barca și gen... Acum întrebarea mea vine și poate unii dintre voi v-au jucat Mombazu mai mult decât mine. Ce faci cu mașina dacă ți-ai lăsat în urmă? Cum îți aduci toate mașinile? Eu am atât de multe mașini, dar una este la scrapyard, alta este la racing track, la speedway acolo, alta este la... Acum este în oraș, BMW-ul e în oraș acum. Cum fac să le aduc pe toate la mine? Asta e întrebarea. Dacă știe cineva, vă rog frumos să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii, pentru că eu habar n-am. Aha, pe aici te duci, gata, m-am prins unde suntem acum. Deci pe aici te duci la zona aia de munte, dacă nu mă înșel. Sau, bine, zona de munte sau spre zona de curse. Și aici, cred că e casa noastră. Da, cred că e casa noastră, ăla-i garajul nostru. Wow! Frate, asta e tare! Cât de șmecher, avem propria noastră bărcuță pe care o să o parchez chiar aici. Frână. Oprim motorul. Ne dăm jos. Și gata, o lăsăm aici, nu? Că ce n-am tras ancora. A, ancora e pusă. Gata, frate, avem și vaporașul nostru propriu. Ia uite-l cât de frumos e. În cazul în care avem nevoie să mergem undeva. Niciodată n-am fost pe plajă, că noi avem o proprie plajă privată. Bine, nu arată cine știe ce, nu e wow acum, dar o avem. Și n-am fost niciodată aici. Aparent poți să stai aici să te relaxezi. Probabil să faci un foc de tabără sau ceva de genul ăsta. Dar... Da, este interesant. Adică sunt o grămadă de chestii pe care nici nu le știam. Nici nu știam că există vapor în Mombazu. Dar... Da, acum întrebarea este cum îmi aduc BMW-ul înapoi. Știe cineva? Asta e întrebarea. Că eu am ajuns aici, ok. Ce, să iau ăsta? Să-l iau ăsta, dar apoi îl iau pe ăsta și-l las acolo. Îmi iau BMW-ul înapoi. Dar las pe ăsta acolo. Păi cine l-a duce pe ăsta înapoi? Și ăsta plus că e cam băguit puțin, nu știu dacă observați, dar ce se întâmplă aici? De ce sunt blocate roțile alea? A, cred că e stați puțin, cred că știu. Parking brake. Are și asta parking brake, lumești cu mine. A, uitați-vă cât de greu merge. Adică cred că o să-mi iau o oră până ajung în... până ajung acolo unde eram. Da, nu știu. Dacă, uite, hai să vă dau un exemplu. Dacă eu, de exemplu, să zicem în felul următor. Mă dau jos pe asta, mă bag pe asta, da? Mă duc în oraș, iau BMW-ul. Păi și pe asta cum o aduc înapoi? Asta trebuie să aflu. Deci aștept părerile voastre. O să dau drumul la generator aici, ca să putem să salvăm jocul și toate cele. Și poate în episodul următor o să aflăm cum facem și o să aducem toate mașinile. Poate o să aflăm cum ne apucăm și de gătit, pentru că o să fie destul de interesant. Și vedem noi ce mai facem în Mombazu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare, bineînțeles, pa, pa!